Domnule primar Daniel Tudorache, când am vorbit despre execuția bugetară pe investiții în sectorul 1 pentru anul 2018, ați spus că sunt un mincinos. Cifrele oficiale ale primăriei arată că doar 18% din bugetul pe anul 2018 a fost alocat pentru investiții și doar mai puțin de o treime din acești bani au fost chiar cheltuiți pe investiții. Doar în 2018 ați rămas cu 177 de milioane de lei necheltuite. Asta în timp ce cartierul Chitila Triaj are nevoie acută de investiții în infrastructura urbană. Domnule Daniel Tudorache, vă provoc la o dezbatere publică despre nevoile de investiții ale sectorului 1, iar după ședința de Consiliu din 26 martie, când veți aproba execuția bugetară a anului anterior, vă aștept de la ora 17:30, chiar în cartierul Chitila Triaj, să le explicați oamenilor de acolo de ce nu au minimul standardului de viață de oraș, în timp ce 177 de milioane de lei au rămas necheltuite. Ce spuneți, domnule primar? Merităm mai mult decât indiferență?